Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre introducerea întregilor în fracție. Haideți să analizăm cu atenție această imagine și să vedem ce fracție corespunde cantității de mere din imagine. Observăm în primul rând că avem două mere întregi și mai avem încă o jumătate dintr-un măr. Asta înseamnă că fracția corespunzătoare acelei jumătăți de măr este 1 pe 2. Și atunci putem să spunem că fracția corespunzătoare cantității de mere este egală cu 2 întregi și 1 pe 2. Dar dacă am vrea să scriem totul sub o singură fracție, să nu mai avem întregii în fața fracției, oare cum vom proceda? Și haideți să ne gândim. Cele două mere întregi ne dau câte două jumătăți fiecare. Asta înseamnă că pentru cele două mere întregi vom avea 2 ori 2, pentru că, așa cum am spus, fiecare măr ne dă câte două jumătăți. Plus acea jumătate pe care o avem separat. Și atunci ce observăm este faptul că fracția corespunzătoare aceleași cantități de mere este de fapt 5 supra 2. Și oare cum am făcut noi asta? Păi, dacă am vrea să scriem o fracție de tipul A întreg și B pe C sub o formă mai compactă de tipul N pe C, N este egal cu A orice plus B și vom spune că în felul acesta am introdus întregii în fracție. Haideți să vedem o primă problemă. La un magazin din piață, vânzătorul dorește să inventarieze marfa. De aceea are nevoie de ajutorul vostru. Introduceți întregi în fracție pentru a ajuta vânzătorul să calculeze mai ușor. Haideți să mai explic încă o dată. Dacă avem A și BPC, atunci, întotdeauna, se înmulțește numărul de întregi cu numitorul și se adună la numărător. Nu e așa că e foarte simplu? Haideți să rezolvăm atunci primul exemplu. Avem 4 întregi și 3 pe 25 și vrem să introducem întregii în fracție. Asta înseamnă că vom avea 4 ori 25 pentru că fiecare întreg are 25 de părți și atunci având 4 întregi avem 4 ori 25 plus 3 totul pe 25. Și atunci 4 ori 25 este 100 plus 3 pe 25, asta înseamnă că vom obține 103 pe 25. Haideți să mergem mai departe. Avem 2 întregi și 11 pe 43. Așa că, dacă vrem să introducem întregi în fracție, vom avea 2 ori 43 plus 11 totul pe 43. Și atunci, 2 ori 43 este 86 plus 11, totul pe 43. Și acum, 86 plus 11 înseamnă 97 pe 43. Și în final, 10 întregi și 15 pe 23 va fi egal cu 10 ori 23, mai explic încă o dată, numitorul ne arată faptul că întregul a fost împărțit în 23 de părți egale și atunci, pentru că noi avem 10 întregi, vom avea 10 ori 23 plus cele 15 părți pe care le aveam de la început, totul pe 23. Și atunci obținem 230 plus 15, totul pe 23, asta înseamnă 245 pe 23. Mergem mai departe la un alt exemplu. Determinați numerele ascunse în fiecare caz. Observăm la punctul A că avem o fracție care are numărătorul necunoscut. Iar în partea dreaptă observăm că avem 4 întregi și 1 pe 12. Așa că haideți să introducem întregi în fracție și avem separat 4 întregi și 1 pe 12. Înseamnă de fapt 4 ori 12, pentru că un întreg a fost împărțit în 12 părți egale și noi avem 4 întregi plus 1 totul pe 12. Și atunci observăm că vom avea 49 pe 12, ceea ce înseamnă clar faptul că numărul care se ascunde este 49. Mergem mai departe la punctul B, unde avem 3 întregi și 5 pe 9. Haideți să vedem ce obținem. Avem 3 ori 9 plus 5, totul pe 9. Asta înseamnă 27 plus 5 și atunci obținem 32 pe 9, asta înseamnă că numărul ascuns este 32. Mergem la ultimul exemplu, unde avem 5 întregi și 3 pe 7, și haideți să vedem numărul care se ascunde. Dacă vom introduce întregi în fracție, vom avea 5 ori 7, pentru că fiecare întreg a fost împărțit în 7 părți egale și noi avem 5 întregi plus 3, totul pe 7. Așa că vom obține. 35 plus 3 pe 7, asta înseamnă 38 pe 7, și atunci numărul care se ascunde este 38. Și în final, știați că Marele Bazar din Istanbul este una dintre cele mai mari și mai vechi piețe acoperite din lume? Această piață se întinde pe 61 de străzi și are peste 4000 de magazine și atrage zilnic... Sunt aproximativ 300.000 de, de vizitatori. Construcția a început în iarna anului 1455, imediat după ce turcii au cucerit Constantinopolul și a fost printre primele măsuri de redresare economică. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Elevii unei școli au fost în tabără în timpul vacanței de vară în Turcia și au cumpărat suveniruri din bazarul din Istanbul. Ei doresc să le aranjeze în fiecare bagaj, de aceea trebuie să calculeze cu precizie ce fracție corespunde fiecăruia. Introduceți întregi în fracție pentru a-i ajuta. Sper că v-a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.